CSR Rucker nu mai sperie pe nimeni în actuala stagiune a Ligii a patra. Dacă în edițiile anterioare formația din Rucker impunea respect pe orice stadion pe care evolua, de această dată se poate spune că este doar o umbră a formației care în urmă cu 4 ani reușea în premieră să promoveze în Liga 3. După ultimele înfrângeri severe suferite în campionat în fața Sportingului Pitești și Unirea Bascov, CSR Rucker a cunoscut o nouă umilință, de această dată la Berevoiești. Echipa gazdă Gloria i-a administrat o corecție severă adversarei, reușind să intre la cabine în avantaj de 4 goluri. Doar de 10 minute au avut nevoie elevii lui Alin Durdun să deschidă scorul pe cocheta arenă din Berevoiești. Scăpat singur spre poarta adversă, Eusebiu Badea a trimis mingea pe lângă portarul Ileana ieșit în întâmpinare și a dat startul festivalului de goluri în poarta rucărenilor. Angelina, saltă mingea pentru Badea, s-a urmărit această fază Badea și 1-0! Așadar, din minutul 11, Gloria Berevoiești preia conducerea aici pe cocheta arenă din localitate în fața celor din Rucker, 1-0, autorul golului Badea. Bravo, Sebi! Eroiul foarte bine a centrat și același Badea, 2-0. Mingea s-a lovit, cred că, de pârnuță și a ajuns cu destul de mult noroc la Badea, care din 2-3 metri l-a învins pe portarul Ileana pentru a doua oară. Badea face dubla în minutul 30, așadar din minutul 30, Gloria Berevoiești, CSR Rucker, 2-0, autorul golului, același Badea. Face mingea pentru șut și 3-0, reușit, de generic reușește Badea în minutul 37, chiar 38 al întâlnirii, un șut la colțul lung, fără nicio speranță pentru Ileana, așadar din minutul 37, Gloria Berevoiești, CSR Rucker, 3-0, autorul golului Badea. Eroiul centrare înaltă în careu, traversează toți jucătorii, Angelina din prima și 4-0. Același Badea reușește 4 goluri, unul mai frumos ca celălalt. Minutul 41, scorul începe să capete proporții aici la Berevoiești. Gloria Berevoiești, CSR Rucker, 4-0. De fapt, Eusebiu Badea avea să fie MVP-ul partidei de la Berevoiești. Atacantul gazdelor a stabilit un record personal, dar și al etapei recent încheiate, reușind să marcheze de numai puțin de 5 ori în poarta nefericitului Ileana. Lista marcatorilor a fost închisă de mijlocașul de bandă George Heroiu, un adevărat argint viu în flancul stâng al atacului gazdelor, care a dat mari bătăi de cap apărătorilor adverși. De menționat că și oaspeții au reușit golul de onoare prin Răuță, care a punctat direct din lovitură liberă. Simion și Răuță încearcă la colțul scurs și l-a surprins pe Diaconul. CSR Rucker reduce din diferență 5-1 în minutul 62. În minutul 70, la scorul de 6-1, centralul Marius Strașca a pus capăt umilinței rucărenilor care se prefigura să se producă pe arena din Berevoiești. Rezultatele complete înregistrate în etapa cu numărul 26, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. ASE Vulturii Priboieni, CS Athletic Bradu 2, 3-2, CS Albota 2012, ASE Poiana Lacului 1-1, CS Dele Repitești, ASE Victoria Buzoiești 0-3, ACS Basarab Curtea de Argeș, ACS Steaua Roșie Slobozia 2-2, ASE Micești 2002, ASE Young Boys Slobozia 3-0, ACS Gloria Berevoiești, CS Rucker 6-1, ACS Unirea Bascov, ASE Olimpia Suseni 11-0, CS Sporting Pitești, ASE Viitorul Ștefănești 2007 4-2.